Bine v-am regăsit! Berbec, o înțelepciune cu care nu te întâlnești prea des te îndeamnă să faci unele concesii, fie prin discuții amiabile, fie prin concesii concrete pe care le faci unor apropiați. Taur, degeaba încerci să reeditezi anumite evenimente din trecut ca să recuperezi o anumită poziție. Situația este dinamică și nu va reveni la ceea ce îți dorești tu. Gemeni, vrei neapărat ca anumite propuneri de ale tale să fie respectate și să îți fie recunoscute meritele pentru orice rezultat obținut. Poate că ai dreptate, dar contează mult tonul. Rac, poți avea o zi excelentă, în special în compania partenerului de cuplu și dacă vei fi de acord să dai mai multă importanță armoniei de care ambii aveți nevoie. Leu, îți vin în minte idei excelente pe care vei dori, bineînțeles, să le pui și în practică. Unele dintre ele se vor realiza, dar cu răbdare și multă muncă. Fecioară, din complicațiile apărute în relațiile cu cei dragi, vei înțelege unde ai greșit și ce poți face ca să îndrepți situația. Pentru asta e nevoie să fii sincer cu tine însuți. Cu detalii despre următoarele 6 zodii revin imediat.